De pe o zi pe alta, așa trăiesc vârstnicii. Cea mai mare parte a veniturilor lor se duce pe facturi, medicamente și, în final, pe mâncare. Așa că nevoile îi împing să se împrumute, mai ales în pragul sărbătorilor de iarnă. Își ia fiecare pentru problemele lor. Acum fiecare cum știți dumneavoastră, fiecare are probleme. Acum, în prag de iarnă, care sunt cele mai mari nevoi? Este ori de iarnă, ori de vară, tot cam aceleași probleme sunt. Medicamente, cheltuieli, facturi, alea sunt. Sunt o povară facturile pentru bătrâni mai ales? Asta este, n-avem ce le face. Facturile și medicamentele trebuie cumpărate. Pentru mulți dintre pensionari, masa de sărbători este o adevărată povară și mărturisesc că de la an la an este din ce în ce mai săracă. Pentru ce se împrumut așa în general oamenii? Pentru greutățile care le au. Pensiile mici, salariile mici, că n-ar veni să împrumute dacă ar avea posibilitatea din pensie, să zicem. Sunt facturile o povară pentru bătrâni? Da, sunt un cuvânt, pentru bătrâni sunt. Nu e ăștia care au muncit ani și ani de zile, avem o viață mai grea față de timpurile care sunt acum. Da, pentru sărbători, pentru lemne, pentru tot ce le trebuie. Nu au posibilitate, n-au cu ce trăi. Din 15 milioane sau 20 de milioane nu te poți descurca într-o lună de zile. O să fie săracă? Mai săracă? Sau mesele de Crăciun sunt din ce în ce mai sărace? Da. Ajunge datorită faptului că fiecare își permitea creștea un porc cu pasăre și ăștia. Acum nimeni nu are posibilitate cu ce să cumpere hrana pentru animale. Pensionarii sunt dezamăgiți și spun că statul nu îi ajută cu nimic, fiind nevoit să se îndatoreze pentru a supraviețui. Și nu ne mai descurcăm, sunt și bolnavă, trebuie să merg la operație, sunt nevoită să mă împrumut. Asta e. Și vor să mergem la vot. Și nu știm pe cine să votăm. Care e mai bună? Prețurile au crescut, cheltuielile la casă sunt așa cum sunt, trei plătite, că dacă nu vine și le taie, medicamente cumperi, o zi trebuie să merg la o intervenție chirurgicală la un genunchi pentru proteză, străiui bani. Statul se laudă, se bat cu pumnii în piept că fac, dar nu fac nimic. Și le mulțumim. Am văzut aici oameni care spuneau că se împrumută chiar și pentru masa de sărbători, care este în ce în ce mai săracă. Păi, așa este, dar eu știu, până de la o vârstă încolo, parcă îți pierde și cheful de masă de cheltuieli, de sărbători, pentru că ești conștient că nu mai cu ce. Trăim la mila lui Dumnezeu. Asta e foarte greu. Deja s-au format cozi la ușile caselor de ajutor reciproc, unde oamenii vin să se împrumute câteva sute de lei doar ca să aibă ce pune pe masa de Crăciun. Pensionarii spun că vin la CAR pentru că primesc banii rapid, dar și pentru că dobânzile sunt mici.